Bătaie de proporții în municipiul Târgu Jiu. Este vorba de 12 persoane de etnie romă din cartierul Obreja care au fost implicate într-un scandal monstru pe fondul unor neînțelegeri mai vechi. În urma disputei, o femeie a ajuns la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliția municipiului Târgu Jiu a fost solicitată prin apelul 112 să intervină în cazul unui conflict spontan în cartierul Obreja, izbucnit între două persoane la care s-au alăturat și altele ulterior. Conflictul a fost aplanat și persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale. În urma conflictului a rezultat o victimă care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor persoanelor implicate și a împrejurărilor producerii evenimentelor în cadrul unui dosar penal pentru lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.